Salutare, prieteni! Ieri am vorbit cu doi oameni bolnavi de cancer. Și m-am gândit să împărtășesc cu voi ceva foarte important. Primul om este un bărbat tânăr și, iată, el a fost diagnosticat cu cancer. A urmat o operație, chimioterapii, multe. Și omul ăsta este creștin, întors la Domnul, citește Biblia, dar iată ce face omul ăsta. El comunică cu rudii care nu au înțelepciune, n-au minte. Rudii care, în comunicarea lor, ei totdeauna vorbesc așa, parcă el deja ar fi mort, parcă e hotărât moartea lui, el va muri, el... De ce e așa, îi spun, uite, și acela a mai fost bolnav și a murit, și că moartea așa, și ei îl plâng, și îl plâng, și în toate felurile. Acum, deci omul ăsta, după toate discuțiile cu ei, el își pierde nădejdea, e foarte tulburat, a căzut într-o depresie mare. De ce așa? Pentru că din sursele astea ascultă, de la ei ascultă. Iată, în cuvântul lui Dumnezeu scrie așa, la Proverbe, capitolul 14, Proverbele înțeleptului Solomon, capitolul 18, versetul 14, zice așa: Duhul omului îl sprijinește la boală, dar Duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Când un om este bolnav, păi trebuie să-i ridici Duhul, nu să-i dobori Duhul. Trebuie să-i ridici Duhul, dă-i speranță, dă-i nădejde, roagă-te pentru omul ăsta. Vei spune, de unde este o speranță, dacă e evident, el e bolnav. Păi dar câți oameni n-au, știi câți oameni cunosc care au fost bolnavi de cancer și erau în fază terminală. Și Dumnezeu a făcut miracol și i-a vindecat. Da, cunosc mulți oameni, bărbați, femei, care au fost astfel vindecați. Îndreaptă-i privirea la omul ăsta spre Dumnezeu, dar nu proceda așa. Știi ce i-a spus bărbatul ăsta? Am transmis să-i spună bărbatul ăsta să fie înțelept și să închide orice canal de ăsta, orice ușă pe care intră deznădejde. Deci dacă ești bolnav de cancer sau ai o boală sau nu știu ce ai, închide orice ușă prin care intră deznădejde în viața ta. Acei care îți sting Duhul, pompieri de ăștia care vin să-ți stingă Duhul și tu să-ți pierzi orice speranță, să-ți pierzi nădejde. Nu fă lucrul ăsta, nu fă. Nu accepta ca ei să-ți aducă astfel de vești. Alt lucru, iată, cu a doua persoană am celebrat ieri. Deci persoana asta a trecut printr-o perioadă grea, foarte grea, diagnosticată cu cancer. Chimioterapii grea, proceduri grele, dar ne-am rugat continuu. Am sunat și eu și soția, ne-am rugat cu persoana respectivă. Ne-am rugat împreună cu familia, am purtat-o în rugăciuni, i-am vorbit totdeauna să-și îndrepte privirile spre Dumnezeu, să-și pună nădejdea în Dumnezeu. Și persoana și-a pus nădejdea în Dumnezeu și ieri, cu multă bucurie, am primit un mesaj: gata, testele am trecut, eu sunt bine, sunt tratat. Ce ne-am bucurat de mult, foarte mult ne-am bucurat. Și de-ați ști câte astfel de mărturii avem când oamenii și-au pus toată nădejdea în Dumnezeu și Dumnezeu a făcut minuni. Pentru că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Mai mult, știți ce mi-a spus persoana de ieri? Zice, așa de mult îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a trecut prin valea asta. M-a trecut prin perioada asta. Extrem de grea, zice, dar eu atât de mult m-am apropiat de Dumnezeu. Eu, la drept vorbind, zice, știți, ne-am mirat, că interesant, în timpul când trecea prin asta, se ținea de viață, dar acum, după ce o ieșit, zice, de fapt, eu mi-am dat seama acum, eu sunt gata să plec. Lucrurile cu tot o altă valoare au luat lucrurile în viața mea. Zice, lucrurile pe care eu punem preț, ele nu mai sunt preț. Eu am căpătat o pace, o liniște, o bucurie pe care n-am experimentat-o. De fapt, au văzut beneficiile la toată perioada asta prin care au trecut, pentru că s-a apropiat de Dumnezeu. Iată, așa a fost. Dar cât de important este ca să îndrepți privirea unui om bolnav, să îndrepți spre Dumnezeu, să caute scăpare la Dumnezeu, să caute mângâiere la Dumnezeu, să caute să-și zidească relația lui cu Dumnezeu. De aceea, dragi prieteni, tare, tare vă îndemn să fiți înțelepți. Și uitați-vă la cuvântul ăsta, spune: Duhul omului îl sprijinește de la boală, dar Duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Deci omul când e bolnav, el are un duh doborât de întristare. Noi trebuie să-l ridicăm, Duhul ăsta.
și trebuie să-l ridicăm îndreptându-i privirea spre Dumnezeu. Să-și găsească omul, că la Dumnezeu își poate găsi pacea, de la Dumnezeu va veni vindecarea, dar mai important ca orice este pacea, să aibă pace în inimă. Dacă Duhul acela are pace în inimă, Duhul ăsta poate rezista la boală, poate vindeca, dar dacă și-o pierdut nădejdea, și-o pierdut speranța, gata, el cedează în fața bolii, el nu mai poate merge în fața bolii. Așa de mult vreau ca să înțelegeți lucrul ăsta și așa să vorbiți cu cei bolnavi. Să vorbim înțelept toți cu cel bolnav, să vorbim ca să-i dăm speranță, să-i dăm bucurii, să ne rugăm, să vină pace, liniște, să-l îndreptăm spre Dumnezeu. Iar dacă ești bolnav, atunci fii înțelept și comunică cu oameni care îți aduc nădejde, îți aduc speranță, îți aduc bucurie. Dar cu cei care altfel, care îți sting nădejdea, îți aduc deznădejde, te scufund în depresie, te arunc în depresie, cu oamenii ăștia pur și simplu oprești comunicarea. Chiar dacă sunt cei mai apropiați oamenii tăi, dacă n-au minte, n-au înțelepciune, oprești comunicarea. Poate e mama ta, poate e tata tău, poate e fratele tău, sora ta, îmi pare rău. Pentru perioada asta trebuie să oprești comunicarea cu ei sau să comunici, să comunici așa încât să nu îți fie afectat. Îmi pare rău să spun lucrurile astea, dar uite, unii oameni nu-și dau seama, pe copiii lor îi îngroapă, pe copii. Iată, în cazul bărbatului care v-a spus, tocmai mama e aceea care îi vorbește așa, mama, frații, surorile, ei îi vorbesc așa, ca și cum e deja l-au îngropat. E deja l-au îngropat, ei îl trimit să plece de aici deja. Deci nu faceți așa. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aveți o zi frumoasă în continuare și ne vedem în următorul clip.